Astfel, persoanele care vin în Republica Moldova și s-au aflat în ultimele 14 zile în una sau mai multe țări din zona roșie, inclusiv prin tranzit, vor fi obligate să prezinte rezultatul negativ al testului PCR COVID-19. Testul trebuie efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, în cazul persoanelor care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul celor care călătoresc cu mijloace de transport propriu. Testul va trebui efectuat atât de persoanele nevaccinate, cât și de cele vaccinate. Totodată, potrivit hotărârii CNSP, cetățenii care nu au vizitat țările din zona roșie vor putea intra în continuare în Republica Moldova fără restricții, cu prezentarea unuia dintre următoarele documente: certificatul de vaccinare, testul PCR sau testul rapid negativ, sau concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au suportat COVID-19. Cei care nu dețin actele respective vor fi obligați să respecte regimul de izolare pentru o durată de 14 zile. CNSP a mai decis ca, începând cu 23 decembrie curent, accesul în incinta aeroportului internațional Chișinău să fie permis și însoțitorilor, care vor prezenta certificatul COVID-19. Hotărârea adoptată de CNSP mai prevede că accesul la evenimentele private organizate în perioada 23 decembrie 2021-15 ianuarie 2022, pentru un număr de 25 sau mai multe persoane, va fi permis doar în baza prezentării certificatului COVID-19. De asemenea, pentru a reduce riscul de infectare cu COVID-19, CNSP a adoptat reguli pentru vizitatorii și comercianții care participă la târgurile de Crăciun organizate în toată țara. Astfel, pentru siguranța vizitatorilor, va fi obligatorie purtarea măștii de protecție pe toată perioada de aflare în spațiul târgului, cu excepția copiilor până la 12 ani. Iar personalul și comercianții care vor participa la aceste evenimente vor trebui să dețină certificat COVID-19. Totodată, băuturile și alimentele vor trebui consumate doar în locurile special amenajate. Rămâne în vigoare obligativitatea respectării distanței fizice de cel puțin un metru dintre persoane.